10 și 10. Corina, Corina și-a început deja treaba, pleacă la mine. Păi, tu vezi ce păr am eu? Fiecare zi. Corina deja și-a început treaba, pleacă la meditații, iar eu lenevesc pe canapeaua aia. Am luat bicicleta, te superi? De ce faci balet în casă? Ai grijă, mi-e frig! Să închizi geamul de la balcon. Mă duc în oraș cu bicicleta. Nu-s obișnuit cu așa o bicicletă mare. Dar e bine că are apărători. De frig și nu pot să-mi pun mănușile, că nu pot să țin camera cu mănușile. În primul rând, asta a fost cea mai proastă idee pe care am avut-o pe 2016. Este extrem de frig afară și am plecat inițial fără mănuși și mi-au înghețat mâinile și după aia am pus mănușile. Și în al doilea rând, mi se pare așa tare cum pot să prind camera asta. E ca și cum ai avea un trepied mereu la tine. Măi, nu mai filmă aici, am caga mea. Mi se pare că fiecare video pe care îl fac trebuie să aibă cumva măcar puțină plus valoare. Trebuie să spună ceva, oricât de mic este acel lucru. Uneori acest mesaj din fiecare video se transmite cumva automat prin povestea din acel video, prin acțiunile pe care eu le filmez sau acțiunile pe care eu le fac și le filmez. Sau, prin povestea în sine acelui video se transmite un mesaj. Ăla este un video perfect din punctul meu de vedere. Este ca un film. Când te uiți la un film, filmul ăla trebuie să transmită ceva. Când pleci de acolo, când pleci de la cinematograf, știi că ai rămas cu ceva, rămâi cu o stare de bine, rămâi cu o lecție învățată, zici, da mă, așa trebuie să fac. E bine, alteori, în aceste vloguri, ai impresia că povestea asta, mesajul ăsta, nu se transmite, pentru că nu fiecare zi are o astfel de lecție, cel puțin dacă nu ești pregătit să o vezi. Cu siguranță ziua mea de azi și ziua oricăruia are niște lecții, dar ceea ce am filmat eu azi este foarte sărăcăcios. Așa că m-am gândit că astăzi vreau să am o oarecare finalitate la acest video. Am văzut că există ceva oameni care mă întreabă ce fac toată ziua, de unde am acest timp liber. Și faza e că sunt un om destul de norocos, cred. Îmi câștig existența, adică îmi câștig banii fiind un fel de freelancer, adică lucrând eu pentru mine, lucrând cu alții, dar lucrez pentru mine. Iar din 2011 am făcut o asociație care promovează pedalatul și prin această asociație facem curierat pe bicicletă. Facem nu doar eu, ci eu și mai mulți alți oameni care sunt curieri. Eu nu sunt curier în mod special. Eu tocmai am fost cu bicla afară și am început să mă plâng că este oribil. Curierii de la tribu însă, cu care am vorbit chiar acum, spun că e ok, nu e atât de rău, eu vreau să fac livrări. Eu n-aș ieși din casă nici pe o căruță de bani în clipa asta, mi se pare oribil să ieși cu bicla acum. Așa că concluzia sau mesajul pe care vreau să-l termin cu acest vlog, vreau neapărat să aibă o finalitate, este asta. Acum 2 ani am scris chestia asta, este o carte scrisă de mine, chiar apar pe spate, dacă e cineva care nu mă crede. Numele meu e pe ea. Are 100 și ceva de pagini. Și în mare parte în cartea asta povestesc cum cred eu că orice pasiune poate fi monetizată. Adică din orice pasiune poți să faci cumva bani. Cred că noi, cei care trăim acum în perioada asta, suntem niște oameni super norocoși, pentru că cu ajutorul internetului putem să comunicăm mult mai repede și putem să facem chestii care până acum
era absolut imposibil să le faci. Așa că în cartea asta povestesc exact ce am făcut eu ca să reușesc să monetizez pasiunea. Ce am făcut eu ca să reușesc să fac bani făcând doar lucrurile ce îmi fac plăcere. Desigur că există zile și zile, adică am zile în care este absolut oribil, cum a fost acum o săptămână sau două în decembrie. N-aș fi vrut sub nicio formă să ies din casă, dar am făcut-o pentru că era nevoie și cumva când este nevoie să faci ceva pentru tine sau pentru proiectul tău, ești mult mai implicat decât atunci când trebuie să-l faci pentru proiectul altuia. E bine, cartea asta. Cum am scos cartea asta? Ideea e că ca să scoți o carte în ziua de azi ai nevoie de foarte mulți bani sau trebuie să fii un scriitor foarte, foarte, foarte bun, să vorbești cu o editură care să te publice. E bine, dacă vorbești cu o editură și ea acceptă să te publice pentru că ai scris o carte foarte bună sau ești un scriitor ce o să vândă, din prețul de pe raft, din Cărturești sau din orice altă librărie, o să primești ca autor între 5 și 10%. E un procent ăsta infim. Deci dacă cartea asta costă 20 de lei, primesc 5% din 20 de lei. Ceea ce este oribil. Așa că m-am gândit că n-are niciun sens să fac chestia asta. Mi se pare o bătaie de joc. Eu să scriu o carte, desigur că îmi face plăcere să scriu o carte, dar să primesc doar 5% din prețul de vânzare al cărții și nu știu cât multe alte procente să fie luate de editură și apoi de librărie. Așa că ceea ce am făcut acum 2 ani a fost să pun pe o platformă de crowdfunding proiectul meu, să spun că am o carte pe care am scris-o, pe care vreau să o public și în schimb unor bani primiți în avans cu care o să printez cartea, pot să dau această carte. Am făcut o promisiune, oamenii mi-au dat bani printr-o platformă și apoi, după ceva timp când s-au strâns banii, le-am dat cartea. Kickstarter.com este exemplu perfect. Cred că este printre, cred că e de fapt chiar cea mai mare platformă de crowdfunding. Eu am făcut asta prin creștemidei.ro, care cred că este prima platformă românească. Am cerut 2000 de lei ca să pot să printez 100 și ceva de cărți, m-am interesat cât este la tipografie și uimitor sau nu, habar n-am cum, chiar nu mă așteptam, știam că am 30 de zile să strâng banii, în 24 de ore s-au strâns cei 2000 de lei. Și până la finalul lunii, până la finalul celor 30 de zile, am reușit să strâng dublu și încă ceva, parcă s-au strâns 4600 de lei. Am ajuns să printez 300 și ceva de cărți, au fost oameni care au cumpărat 3 exemplare sau mai multe. Și după ce toată nebunia asta s-a terminat și m-am văzut cu o cutie imensă cu cărți tipărite, din care am păstrat doar una pentru mine, pe restul le-am dat, e ultima carte pe care o am, am pus cartea gratuit pe internet. Și acum este pe internet. Și culmea este că există oameni care îmi scriu chiar și acum, după câțiva ani. Așa că finalul din această poveste este că trăim într-o perioadă în care lucrurile sunt mai ușoare ca niciodată, dacă mă întreb pe mine. Așa că, dacă vrei să faci ceva, faci ceva. Și dacă te gândești cum poți să faci bani din pasiunea ta, gândește-te că există bocitoare. Bocitoarele sunt acele femei care plâng la o înmormântare. Sunt plătite. Într-un fel sau altul, poate că, deși bocitul nu este pasiunea lor, femeile astea au reușit să scoată bani din plâns. Chiar dacă e un obicei vechi, dar dacă ele pot face bani din asta, cu siguranță tu poți face bani din pasiunea ta. Mă sună mama.